Cuvânt la praznicul Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Bine credinciosului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, care cu dreptate și cu dragoste cârmuit poporul său, ctitor de locașuri sfinte și apărător al creștinătății, cel cinstit cu numele de atlet al credinței creștine, cu bucurie într-un glas să-i strigăm: bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății! Iubiți credincioși, cinstim într-un mod deosebit pe slăvitul și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, canonizat în mod oficial și trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992, având ca dată de prăznuire ziua de 2 iulie, ziua adormirii sale. Cinstim în persoana Sfântului Ștefan pe cel mai mare erou al neamului românesc, pe cel devenit și unanim recunoscut ca simbol al unității de neam și de credință. Viața și faptele sale intrate în legendă au fost întotdeauna un izvor de uimire și de admirație, dar și de trezire, de îndemn și de curaj pentru toți cei care gândesc, simt și trăiesc românește și creștinește. Isprăvile și vitejiile sale nepereche îl fac pe Sfântul Voivod Ștefan asemenea marilor sfinți împărați creștini de odinioară: Constantin cel Mare, Justinian cel Mare, Teodosie cel Mare, dar mai ales asemeni împăratului proroc și salmistului David. Sunt cunoscute multele sale războaie cu turcii, dușmanii de atunci a întregii creștinătăți, precum și biruințele sale asupra lor, el învingându-l chiar pe Mahomed al II-lea cuceritorul, cel care în anul 1453 biruise împărăția creștină a Bizanțului. Ei bine, toate aceste biruințe care l-au făcut încă din viață să fie numit mare și sfânt, au fost posibile prin neclintirea sa credință în Dumnezeu. Încrederea și nădejdea sa în Hristos, marea sa iubire și evlavie față de biserică, casa Domnului, curajul și cinstea sa, dreptatea și smerenia sa au fost concretizate în aceste fapte deosebite. Fără credință nimeni nu poate plăcea lui Dumnezeu, scrie Sfântul Apostol Pavel, sau nu există eroi fără credință, scrie Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Jicei și al Ohridei. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a condus țara Moldovei vreme de 47 de ani. Între anii 1453 și 1504, având cea mai îndelungată și rodnică domnie din istoria poporului român. Știm că într-o pară unui sfânt este rezumată pe scurt viața sa evlavioasă și faptele sale minunate, izvorâte din credință. Dintr-o parul Sfântului Voivod Ștefan aflăm că el a fost apărător neînfricat al credinței și patriei străbune. Pentru a fi un apărător neînfricat al credinței străbune, cineva trebuie să fie el însuși, fără nicio șovoială sau împuținare în credință. Sfântul Ștefan a avut o asemenea credință desăvârșită. În primul rând, el, asemenea altor mari sfinți, a avut har de la Dumnezeu, acesta dăruindu-i multe daruri, precum și credință și curaj străine oamenilor de rând. Sfântul Ștefan cel Mare, care la rândul i-a lucrat și a mulțit aceste daruri cu o voință neclintită, a dus o viață creștină evlavioasă, cu post și cu rugăciune, cu milă și cu milostenie, respectând cu strictețe rânduielile Bisericii Ortodoxe.
a avut un duhovnic cu viață sfântă și cuvioasă, în persoana Sfântului Daniel Sihastru, pe care l-a ascultat cu iubire, bună cuvință și respect. Se spovedea și se împărtășea la vremea cuvenită și înaintea oricărei lupte pe care avea să o ducă. După biruință sau chiar după o înfrângere pe care o punea pe seama păcatelor sale, el mulțumea lui Dumnezeu și plătea slujbe de mulțumire. Viața sa a fost plăcută lui Dumnezeu, trăită după rânduiala bisericii, și aceasta este o mărturie a sfințeniei sale. Dacă el ca om a și păcătuit, poate mai mult ca un om de rând, el s-a căit sincer pe măsura mărimii personalității sale. Căința sa a fost pe măsura vitejiei și a generozității sufletului său. De aceea Dumnezeu iubea sinceritatea sufletului său, trecându-i cu vederea unele mici slăbiciuni omenești. De fapt, Dumnezeu iubește în mod aparte pocăința și pe păcătoșii care se pocăiesc. Știind că primul moștenitor al Raiului a fost un tâlhar care s-a pocăit și că au fost de asemenea atâția mari păcătoși ca Sfânta Maria Egipteanca sau Sfântul Moise Arapu, care au devenit mari sfinți ai bisericii. Credința vie și lucrătoarea Sfântului Ștefan au fost atât de puternice și de minunate în lucrarea lor, încât el a devenit un model de trăire duhovnicească pentru toți principii creștini ai lumii, iar prin vitejia sa un apărător al întregii creștinătăți. Înainte de a fi un mare ctitor de biserici și de mănăstiri, el a fost un mare ctitor de conștiință creștină, pe care a transmis-o generațiilor viitoare. Până astăzi el este, așa cum spunea Nicolae Iorga, cea mai frumoasă icoană a sufletului creștin românesc. Cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mânie și senin în iertare, răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor de lucruri frumoase, fără nicio trufie în faptele sale și cu cât se vede mai limpede această icoană, cu atât se înțelege mai desăvârșit și se iubește mai mult. Și cu atât viitorul se vestește mai bun, căci neamul merge pe urma strămoșului cu minte, scrie marele istoric al neamului. În toată viața Sfântului Ștefan se vede limpede legătura și ajutorul nemijlocit pe care l-a primit de la Dumnezeu. Nu de puține ori în oștile moldovene au fost văzuți luptând mari sfinți mucenici, comandanți militari, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir și Procopie, sau alți mari sfiți, după cum în oștile izraelitene se vedeau luptând îngerii lui Dumnezeu. După cum a fost un apărător neînfricat al credinței, Sfântul Ștefan a fost și apărător al patriei străbune. Pentru Maria sa, Ștefan Vodă, iubirea de Dumnezeu și iubirea de patrie erau nedespărțite. Ca orice bun creștin știa că la înfricoșătoarea judecată, fiecare dintre noi ne vom înfățișa în rândul membrilor poporului din care au făcut parte, responsabil de rolul și rostul pe care l-am avut. Patria și neamul din care o drăzlise erau pentru Sfântul Ștefan sfinte și în orice clipă era gata să le apere cu prețul jertfirii propriei sale vieți. De fapt, țara, pământul, râurile și pădurile, văzduhul, viața, familia și toate din ea au valoare veșnică. Ele sunt de la Dumnezeu, nu se pot vinde și nu se pot negocia. Credința și conștiința curată a poporului, precum și hotarele țării, trebuiau și trebuiesc apărate cu orice preț. Poporul trebuia atunci ca și acum să petreacă liber, în pace și în bună cuvință creștinească. Marele și Sfântul Voivod s-a îngrijit de această sfântă îndatorire ca de lumina ochilor. De aceea poporul l-a iubit și l-a cinstit ca pe un părinte al său. Dragostea Măriei sale față de popor a fost atât de mare, încât acesta cu iubire și cu recunoștință l-a considerat sfânt și părinte al său, dat de Dumnezeu. Ca pe un păstor și conducător al țării, la moartea sa l-au plâns în hohote, poporul, împreună cu munții, dealurile, râurile și pădurile bătrâne, împreună jelind și clopotele multelor mănăstiri și biserici construite de Măria sa. Mare ctitor de lăcașul sfinte, spune alt stih al troparului. Titoria de biserici și de mănăstiri este latura cea mai frumoasă a activității Măriei sale. Sfântul Ștefan știa că lumea dăine prin rugăciune.
că jertfa Sfintei Liturghii și rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfinților sunt buna mireasmă pe care o primește Dumnezeu pentru a se arăta milostiv pe noi. De aceea El a făcut din țara Moldovei o grădină frumoasă plină de biserici și de mănăstiri, a construit mai ales mănăstiri în care neîncetat se laudă Dumnezeu, înzestrându-le cu toate cele necesare și cu mari proprietăți din care să se întrețină cu ușurință, neavând grija decât cea a rugăciunii. Astfel, mănăstirile aflate sub protecția și oblăduirea Măriei sale au devenit focare duhovnicești și vetre alese de cultură creștină. Călugării, pe lângă îndelenicirea îngerească a rugăciunii și a slujbelor, aveau ca rucodelie pictura, sculptura, broderia, muzica, caligrafia și alte îndeleniciri artistice, ale căror roade se văd până astăzi. Chitoriile Sfântului Ștefan, Putna, Neamț, Voroneț și celelalte din țară sau din Sfântul Munte sunt mărturii vii ale iubirii sale față de Dumnezeu și de biserică, casa lui Dumnezeu. Ultimul stih al troparului spune: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Și totuși, cea mai mare realizare a Măriei sale, Ștefan, este dobândirea Sfințeniei. Aceasta este încununarea tuturor faptelor sale celor alese. Acest lucru îi dă putere și îndrăzneală ca și după moarte să mijlocească pentru noi înaintea feței lui Dumnezeu. Odată cu canonizarea oficială din 1992, au fost compuse și slujba și acatistul său, prin care se preaslăvesc faptele sale minunate în tot cuprinsul Patriarhiei Române. Mormântul de la Putna a devenit nu numai un loc de pelerinaj, de evlavie, de cinstire și de respect, ci și un loc de rugăciune, de lecuregere și de regenerare a credinței creștine în Hristos și în menirea noastră ca popor. Lângă mormântul său sfânt se simte fiorul iubirii de Dumnezeu, de ortodoxie și de țară. După canonizarea oficială întâmpinată cu mare bucurie de toți creștinii ortodoxi români, avem bucuria de a ne desfăta duhovnicește de cântările slujbei Sfântului Voivod Ștefan, amintind câteva din stihirile vecernei care sunt grăitoare acestei bucurii și desfătări. Astăzi, întreaga suflare românească, cu aleasă evlavie și cu inimi curate, se îndreaptă la locul unde odihnește, într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, slăvitul Voivod Ștefan, cel ce n-a avut odihnă într-o apărare a țării și a credinței noastre strămoșești, lăudându-l pe el cu cântări duhovnicești. Așadar, toată suflarea românească, cei ce iubesc postirea și rugăciunea, cetele călugărilor, viteji ostași, drăslăvitorii creștini, toți se bucură duhovnicește într-o cinstire a Sfântului Voivod Ștefan. Se bucură împreună cu noi și cu viosul Daniel Sihastru, că fiul său duhovnicesc astăzi este cinstit după cuvință cu psalm și cu cântări duhovnicești. Natura care a plâns și ea la mormântarea sa, acum a încetat plânsul și se bucură. Astăzi, întreaga suflare românească, pământul Moldovei și al Transilvaniei, al Munteniei, cel care a fost un singur trup dintotdeauna, ca într-o unire treimică cu un glas și cu o inimă, vine să laude pe mult iubitorul casei lui Dumnezeu, pe slăvitul Ștefan, pe marele ctitor de biserici, întru care neîncetat se laudă Dumnezeu, cel unu în ființă și închinat în trei fețe. Bucuria în Dumnezeu, ca dar al Duhului Sfânt, este singura bucurie lipsită de egoism, care sporește iubirea și unirea dintre oameni. Asemenea bucuriei învierii Domnului este și bucuria canonizării unui sfânt. O altă stihiră spune: mormântul tău, Sfinte Ștefane, loc sfânt ca un altar s-a făcut nouă. Aici fiii neamului omenesc am unit întotdeauna rugăciunile noastre cu ale tale. La mănăstirea Putna, în timpul regimului apus în 1989, se vorbea cu îndrăzneală despre puterea credinței creștine și despre faptele minunate de sfințenie ale marelui voivod Ștefan. Și orice creștin primea acolo întărire în credință, în iubirea de Dumnezeu și de țară. Dumnezeu pune nenumărate căi de mântuire fiecărui om, poate câți oameni atâtea căi, și Dumnezeu a pus cale de mântuire măritului voivod Ștefan și el a purces cu râvnă neegalată pe această cale pe care i-a pus-o și ne-a lăsat nouă pildă. De aceea Dumnezeu l-a ales și l-a înălțat și i-a dat biruință asupra puterilor vrăjmașe. Dumnezeu i-a păstrat memoria vie în popor, și numele i l-a făcut nemuritor,
apoi l-a numărat în ceata sfinților săi, canonizându-l prin Sfântă Biserica sa, condusă și asistată de către Duhul cel Sfânt. Așadar, mare este bucuria canonizării sale. Avem de acum bucuria cinstirii Sfântului Ștefan prin cântări sfinte, solemne și duhovnicești, iar poporul care l-a canonizat pe Sfântul Ștefan, încă din timpul vieții sale, se roagă cu simplitate și cu sinceritate ca să fie scutit de îndoielile în credință de care sunt bântuiți înțelepții acestei lumi. Poporul simplu și rugător este și el sfânt. El este martorul lui Dumnezeu pe pământ. În smerenia și în simplitatea lui, el vede limpede în duh și discerne între năimiți și păstori, și despre acest discernământ al poporului s-ar putea da multe mărturii, dar amintind doar câteva. În alt preasfințitul arhiepiscop Iustinian al Maramureșului spunea undeva cândva într-o predică: doi învățături am avut în viața mea, pe Iisus Hristos cel răstignit și poporul român, țăranul și muncitorul cu palmele bătătorite. Părintele Nicolae Steinhard de la Rohia, care a scris pagini atât de frumoase despre evlavioșii țărani maramureșeni, scoate tocmai aceasta în evidență, jertfa lor și dreapta lor judecată. Iar Sfântul Nicolae Vilimirovici îi scrie unui dascăl sârb: dacă ai să te numești învățătorul și dascărul poporului, poți să dai greș, dar dacă te vei numi ucenicul lui, nu vei greși niciodată. Iată că Dumnezeu, prin poporul său drept credincios și prin Sfântă Biserica sa, l-a canonizat pe Sfântul Ștefan și ni l-a dăruit ca noi să-l cinstim după cuvință. Multe am avea noi creștini ortodoxi români de învățat din exemplul vieții și din faptele Marelui și Sfântului Voivod Ștefan, pentru că el este pentru noi părintele Moldovei și al întregului neam românesc. El este apărătorul neînfricat al credinței și al patriei stăbune și este marele ctitor de lăcașul sfintei și icoana cea mai frumoasă a sufletului românesc. El ne este nouă model de credință, exemplu de curaj și de răbdare, exemplu de jertfenicie și de respect față de lucrurile sfinte, exemplu de iubire și de iertare a vrăjmașilor și constant exemplu de iubire față de Dumnezeu, de biserică și de neam. Ne este și pildă de înțelepciune și de trezvie în așteptare, pregătit oricând spre lucrarea spre fapte bune și apărarea credinței și a țării chiar cu prețul vieții. El ne lasă pildă de ascultare față de duhovnic și exemplu viu de om milostiv și păzitor al postului, care se pocăiește cu sinceritate și poartă greutatea crucii, bolii cu răbdare și mulțumire față de Dumnezeu. În bucurii și în necazuri, asemeni marului sfânt ierar Ioan Gură de Aur. Ne mai este exemplu viu de cinstire și comuniune cu înaintașii, de îngrijire prin rugăciuni față de cei morți și de meditație la ceasul morții care ne face înțelepți. El ne este model de trăire într-un Iisus Hristos și model de nădejde în așteptarea învierii și a vieții veșnice. De aceea noi îl cinstim cu atâta dragoste, cu laude și cu cântări duhovnicești. Îl iubim și îl venerăm atât în duhovnicească sa Moldova, cât și în Ardealul Martir, unde a ctitorit mitropolia Vadului și Feleacului, astăzi mitropolia Clujului, arătând grijă iubitoare față de această parte a țării, aflată secole la rând sub stăpânii străine. În țara românească, din neamul cărora a fost mama sa, doamna și monahia Maria Oltea, un adevărat caracter de oțel pe care l-a transmis fiului ei Ștefan. Ea nu este mai puțin sfântă și minunată decât însuși Sfântul, și puține cazuri în istoria Bisericii creștine aflăm în care o mamă să-și trimită fiul la moarte atunci când el este rănit. Exemplu avem pe mama unei dintre Sfinții 40 de mucenici. Ea a pus mai presus iubirea de Dumnezeu și de țară decât viața fiului iubit. De aceea, așa cum ne spune Bolintinianu în acea poezie: tu aici, fără biruință, nu poți ca să intri cu a mea voință. Du-te la oștire, pentru țară mori și îți va fi mormântul încoronat cu flori. Așa îi spunea credincioasa sa mamă când se întorcea înfrânt de la lupta de la războieni. De aceea, pentru a spori evlavia noastră și cinstirea noastră față de Sfântul Voivod Ștefan, ne rugăm lui Dumnezeu și ne rugăm Sfântului Ștefan cu aceste cuvinte: o Sfinte și prea viteazule și prea minunatule strămoș, o Sfântă prea minunată și prea vitează strămoșă, cât de mult ați iubit voi pe Dumnezeu,
cât de mult ați iubit voi țara și poporul, bogăția și sfințenia ei dată de Dumnezeu. Voi în fruntea țării cugetați zi și noapte numai la binele ei. Gândul vostru a fost urmat de faptă și unit cu ea, iar binele s-a arătat și dăinuia. Căci nu ați căutat să faceți bine trecător, din care jertfa și prezența harului lui Dumnezeu să lipsească, ci unul care rămâne peste veacuri și pentru vecie. V-ați strudit și ați luptat pentru binele mântuitor și netrecător al poporului, care vine de la Dumnezeu, îl unește, înveșnicindu-l și fericindu-l pe om. Sfântă a fost lucrarea voastră, sfântă și jertfa voastră, sfântă a fost viața voastră. Sfinte voivodule Ștefan, tu care în această viață nu ai avut pereche, pentru că ai trăit unit cu Hristos, ascultându-l pe El, cel nepereche. Tu i-ai iubit pe oameni și poporul cel dat ție de Dumnezeu și te-ai făcut pildă și icoană nouă până astăzi. În pilda și în rugăciunea ta, precum și a altor sfinți odrăziți în acest neam, stă mântuirea tuturor celor din acest popor câștigat de Domnul Hristos. Deci împreună cu Sfântul Daniel Sihastru și cu toți sfinții Moldovei și ai țării, roagă-te lui Dumnezeu să ne arate milă, să ne curățească de păcate și să ne întărească în virtute. Icoana vieții tale sfinte, plină de multe învățături, lasă-o nouă de testament spre încredere neclintită în Părintele Ceresc și în Hristos. Iar spovedania ta, care ai făcut-o în fața Lui și în fața întregii istorii, să aducă mereu roade până la marele seceris, căci ai zis, numai Tu, Doamne, știi ce a fost în inima mea, că nici focul vârstei tinereții, nici înșelăciunea eresurilor, nici bogăția, nici cinstea omenească n-au putut a mă zminti, căci m-am întărit pe piatra care este însuși Iisus Hristos, pe a cărui cruce de-a pururi îmbrățișată la piept ținând, viața mea am închinat-o nezmintită Părintelui Veacurilor. Aceste cuvinte sunt de ajuns, prea de ajuns, pentru noi cei iubitori ai faptelor tale. De aceea, când la Pudna, la mănăstirea ta cea iubită, unde ți-ai ales loc de odihnă, de peste 5 veacuri te sărbătorește întreaga creștinătate românească, primește și de la noi această cântare de laudă, pe care cu dragoste și cu credință o aducem ție zicând, bucură-te, Sfinte Ștefane, bine credinciosule voivod, apărător al întregii creștinătăți. Oh.
Tezviteanu, sau despre lucrarea sfinților în lume. Tu, Cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, a spus lustrător al împăraților neleciuiți, strălucind cu văpaia Atoțitorul, cu sfințenia vieții și a minunilor, Cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. Laudă îți aducem ție, prorocule, a lui Dumnezeu Ilie, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile și necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ți cântăm. Proroci
Iubiți credincioși, lumea în care trăim noi astăzi nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o la început, bună foarte, ci una alterată și deformată. Lumea creată de Dumnezeu, adică pământul și toate cele existente pe el în frunte cu omul, erau curate. Exista o deplină armonie între om și Dumnezeu, între om și om, între om și natură, iar starea de fericire a raiului urma să fie extinsă pe tot pământul, sporind până la starea de împărăție a lui Dumnezeu. Datorită păcatului primului om Adam, lumea a ajuns la o stare de nefericire, dezarmonie și degradare, suferință și chiar chin. Totuși, în dragostea și în purtarea lui de grijă, Dumnezeu nu a părăsit lumea, ci a căutat, când prin pedepse, când prin manifestări de bunătate, să o întoarcă către sine. Atât în vechime cât și în prezent, Dumnezeu alege oamenii cu care și prin care poate comunica cu lumea spre îndreptarea ei. Aceștia sunt sfinții. De la începutul lumii, sfinții și drepții au fost centrele de comunicare, bazele de emisie-recepție, prin care Dumnezeu comunică cu lumea și cu omenirea. Toți sfinții vechiului și noului legământ au primit revelație de sus, au cunoscut voia lui Dumnezeu și, împlinindu-o, au vestit-o și celorlalți oameni. Prin lucrarea sfinților, ca împreună lucrător cu Dumnezeu, s-au izbăvit mii și milioane de oameni, popoare întregi, din păcat și din suferință, din moarte și din pierzare. În mijlocul lunii lui Cuptor, pe data de 20 iulie, îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Ilie, pe prorocul cel de foc din Tezva Galadului. Sfântul proroc Ilie este unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu pe care i-a trimis vreodată pe acest pământ. S-a născut în Tezba Galadului, de unde și numele de Tezviteanu, cu aproape 800 de ani înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos, într-o familie evlavioasă și credincioasă unicului și adevăratului Dumnezeu. Tatăl său, Sovah, a văzut la nașterea lui îngerii Domnului, înfășurându-l în flăcări de foc și hrănindu-l cu văpaie. Toată viața Sfântului Ilie a fost mistuit de focul dragostei dumnezeiești și al slujirii, de râvna pentru cinstirea adevăratului Dumnezeu. El a trăit într-o vreme în care omenirea întreagă era idolatră și păgână. Chiar și poporul ales din care făcea parte devenise idolatru. Regele Israelului Ahab se căsătorise cu o păgână, Izabela, care a dus cu sine cultul idolatriei. Astfel, tot poporul, în frunte cu regele său, ajunsese închinător la idol. Sfântul proroc Ilie, care a trăit o viață pusnicească aspră, asemenea Sfântului Ioan Botezătorul, în feciorie, în sărăcie, post și rugăciune, în totală ascultare față de Dumnezeu Savaot, nu putea răbda această nelegiuire ca întreg poporul evreu, în frunte cu regele său, să devină idolatru. De aceea Dumnezeu, văzându-i râvna, l-a trimis la rege. Îmbrăcat în toate armele lui Dumnezeu, Sfântul proroc Ilie a mustrat poporul pentru această fără de lege și mai ales perechea regală Ahab și Izabela, care inventau noi și noi ticăloșii. I-a mustrat pentru păcatul de a fi părăsit pe Dumnezeu părinților lor și de a fi urmat zeilor Baal și Ashera și altor zeități străine prin care de fapt se ducea închinare satanei. După ce cu rugăciunea timp de 3 ani și 6 luni a închis cerul, foamea și seceta, provocând dezastre în întreaga țară, a chemat poporul și pe rege pe muntele Carmel, cu propunerea ca toți dintre ei să aducă jertfă lui Baal prin preoții și profeții lui, iar el, Ilie, singur să aducă jertfă adevăratului Dumnezeu, propunând ca Dumnezeu să arate semn și să trimită foc din cer peste jertfa cea adevărată. Dumnezeu a ascultat pe slujitorul său credincios și a trimis foc din cer, iar preoții lui Baal s-au dovedit mincinoși. Plin de râvnă sfântă, Ilie îi înjunghe pe cei 850 de preoți idolești la râul Chișon și restabilește închinarea cuvenită adevăratului Dumnezeu. După aceea se roagă și cere lui Dumnezeu ploaie, iar Dumnezeu, ascultându-l, o trimite peste pământul însetat. Dar regele Ahab, deși se căiește o vreme pentru răutățile făcute, îndemnat fiind mai ales de soția sa Izabela, se întoarce iar la ele, căutând să-l omoare pe omul lui Dumnezeu,
Sfântul proroc Ilie. Atunci, plin de Duhul și puterea lui Dumnezeu, Ilie profețește: câinii vor linge sângele tău și toți ei vor mânca și pe Izabela, fapt care s-a împlinit întocmai. Această întâmplare arată limpede că răul într-o această lume nu este fără de sfârșit, iar slujitorii lui vor avea cu toți soarta lui Ahab, dacă nu aici, în veșnicie. Sfântul proroc Ilie este profetul plin de darul Duhului Sfânt. El sfârșește această viață pământească așa cum a trăit, în căruța ascultării și a supunerii față de Dumnezeu, trasă de cai iubirii de Dumnezeu și de oameni, el se înalță la cer. A fost înălțat cu trupul, nu a fost dat stricăciunii trupului, cel uscat de post, dar plin de darul Duhului Sfânt, ca semn că oricine crede în adevăratul Dumnezeu și ascultă de El, nu mai moare, ci rămâne veșnic viu. Sfântul Ilie este la fel de viu și de prezent în biserică și în lumea întreagă, precum era atunci când trăia în trup. Mai mult, râvna, puterea și exemplul lui sunt prezente pe întinsul întregii creștinătăți. Astfel îl cinstim pe Sfântul Ilie cu laude și cu cântări duhovnicești, pentru că el este ocrotitor și rugător al nostru înaintea lui Dumnezeu. Puternica sa prezență este vădită și în Biserica Ortodoxă Română, prin zecile și sutele de biserici, de enorie sau de mănăstire care îi sunt închinate. Prin viața sa exemplară, Sfântul proroc Ilie ne învață să fim curați, sinceri, credincioși, modești, harniși, cinstiți, muncitori și rugători. Să iubim cumpătarea și rugăciunea, știind că prin post se biruiesc patimile și orice rău, iar prin rugăciune primim mângâiere de la Dumnezeu, mai ales atunci când nu mai avem nicio mângâiere omenească. Lumea idolatră în care a trăit Sfântul proroc Ilie nu se deosebește de lumea în care trăim noi astăzi. Păcatele osândite de Sfântul Ilie atunci, necredința, ura, idolatria, mândria, silnicia, minciuna, răpirea bunurilor altuia, nedreptatea, desfrâul sub toate formele lui, iubirea față de materie și încrederea în bunurile pământești, sunt la fel de prezente și în lumea noastră. Răul are și astăzi propovăduitorii lui. Idolii nu se mai numesc Baal și Ashera, dar închinarile se aduce marilor staruri și vedete de cinema, care în producțiile lor propagă ura, mânia, violența, răzbunarea, sexul, pornografia, alcoolismul, drogurile și alte elemente care fac parte din lumea și din cultura păcatului. Ura și mândria se arată prin așa zisa manifestare a personalității celor puternici, iar dreptul proprietății devine cult al egoismului și al orgolului. Silnicia, după dictonul, rezistă cel mai tare, minciuna, numită abilitate diplomatică, cămătăria și nedreptatea, numită sechestrare de bunuri, desfrâul devenit industrie, avorturile, drogurile și alte mari păcate pretind carte de identitate pe planeta Pământ. Dacă păcatele sub altă mască sunt aceleași, nici poziția Sfântului Ilie, dacă ar trăi în vremea noastră, nu ar putea să fie alta. Dacă atunci prin foamete și prin secetă, prin minunea pogorârii focului din cer și prin uciderea preoților idolatrii a întors poporul Israel la închinarea Dumnezeului adevărat, astăzi fiind prezent în biserică, prin Duhul și puterea Lui, Sfântul Ilie ne-ar spune: unul este Dumnezeu, Iisus Hristos, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Lui să vă închinați, Lui să vă rugați, Lui să vă credințați toată viața voastră. Urmați-i Lui în curățenie și în smerenie, în ascultare și nu vă potriviți Duhului acestui veac. Rugați-vă cât mai mult Lui Dumnezeu, de unde vine tot darul, înfrânați-vă de la rele. Rugați-vă pretutindeni, dar mai ales rugați-vă în biserică și în locurile sfinte și curate și liniștite. Idolii și-au templele lor, voi creștini aveți biserica Dumnezeului celui viu. Acolo adunați-vă cât mai des la rugăciune și la sfânta liturghie. În ea se săvârșesc minuni mai mari decât cele de pe muntele Carmel. Aici, urmând apostolilor, preotul jertfește pe însuși Iisus Hristos, care s-a jertfit de bună voie. Aici nu se coboară foc din cer, ci însuși Dumnezeu cu întreg alaiul său de sfinți și de îngeri în frunte cu Maica Domnului.
Eu m-am împărtășit de Dumnezeu pe când mi-a fodat pe muntele Horeb. Voi îl primiți în mintea, în inima, în sufletul și în trupul vostru și în toate mădularele voastre prin Sfânta Împărtășanie. Eu prin darul lui am legat și am dezlegat cerul. Preotul prin harul lui leagă și dezleagă păcatele oamenilor. Eu am fost ridicat cu trupul ca la cer. Voi trăiți în biserică în toată vremea bucuria cerească și de necuprinsă a învierii lui Hristos. Eu am primit Duh și putere ca să îndrept poporul lui. Voi însă aveți pururea pe Duhul Sfânt Mângâietorul, Împăratul nostru cel Ceresc. Deci nu vă temeți, ocrotitorul vostru este cel ce a biruit lumea, moartea și pe diavolul. Voi sunteți prin el pururea biruitori. Eu am fost slugă, voi sunteți fii ai Tatălui prin Hristos. Tatăl vostru cel Ceresc este mai tare decât toți, cine se va atinge de voi? Voi încă de pe pământ puteți trăi bucuria și veselia de nespusă împărăției cerești. Alipiți-vă de Domnul, mirele sufletelor voastre și bucurați-vă. Îi mulțumim Sfântului proroc Ilie pentru cuvintele sale. Dar când Duhul nostru este slab, îi cerem să se roage pentru noi ca să ne întărim. Lucrul său pe această lume nu s-a terminat. Ajută-i Sfinte Ilie pe păstori să sporească în sfințenie. Ajută poporul în dreptate și în adevăr. Izbăvește-ne pe toți de tulburarea celui viclean, de cursele lui, de toate relele care vin asupra noastră ca urmare a păcatelor noastre. Văpaia focului ceresc care a mistuit viața ta, cere-o de la Dumnezeu în sufletul fiecărui creștin. Roagă-o pe împărăteasa cerului, Maica Domnului, să ne acopere cu sfântul ei acoperământ, ca sub scutul ei nebiruit și înarmat cu rugăciunile ei și ale sfinților, să trecem viața noastră pământească, ajungând la viața veșnică și pururea fericită. Sfinte prorocul de Ilie, tu care ne arăți că omul a fost făcut stăpânul acestei lumi și nu robul ei, că și stihiile și fenomenele meteorologice pot fi stăpânite prin post și prin rugăciune, în deplină ascultare și armonie cu Dumnezeu. Dă-ne din Duhul și din puterea ta, dă-ne din râvna și din dragostea ta, precum ai dat ucenicului tău Elisei. Cere de la Dumnezeu pentru noi darul curăției, al smereniei, al rugăciunii, al iubirii și al slujirii dumnezeiești. Ajută-ne pe noi pe toți ca să nu mai șchiopătăm de amândouă picioarele, ca și Israel oarecând, adică în credință și în fapte bune, ci precum atunci poporul Israel, să părăsim cu toții idolii veacului acestuia dinăuntru și din afara noastră, mergând pe calea crucii Domnului nostru Iisus Hristos, precum ați mers voi toți sfinții Lui, acum și în veșnicie. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Ce lage pe Ilie, te zidanul cu căruță de foc. L-ai mutat, l-ai mutat de pe pământ, iându-te cuvinte pentru rugăciunile lui. Mântuiește-ne.
cei tari, fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că n-a Tine este milostivirea. Nu mă-ntutremur, ci El vă subțire. Ai văzut venirea Lui Yeah.